bună ziua tuturor, vă mulțumim în primul rând pentru prezența. Așa cum știți, astăzi sărbătorim 107 ani de la nașterea marului dirijor romașcan, Sergiu Celibidache. Punem în practică o hotărâre din 2009, am început acest demers încă de anul trecut prin marcarea cu indicatoare acestor piațete. Astăzi a venit rândul piatetei Sergiu Celibidache, o personalitate de referință pentru municipiul roman și, bineînțeles, pe lângă evenimentul simbolic al dezvelirii acestei plătuțe indicative, l-am invitat și pe Ștefan Buzugan și mulțumim pe această cale că e din nou alături de comunitate pentru a susține un mini-concert aici în aer liber. De asemenea, o veste bucurătoare pe care am primit-o de la Compania Națională de Investiții, Casa Sergiu Celibidache, se află pe lista de priorități a Companiei Naționale de Investiții și urmează să intre în procedură de licitație publică pentru proiectare și execuție. Sperăm, poate chiar din acest an, să înceapă lucrările de reabilitare a acestei clădiri. Deci, încetul cu încetul, spunem noi că lucrurile încep să se miște în dorința, în direcția pe care noi ne-o dorim, astfel încât clădirile reprezentative ale romanului să fie consolidate și modernizate și redate publicului larg. Am să-i invit alături de mine pentru dezvelirea acestei plachete și pe Ștefan Buzdugan, care este un tânăr ce a început să se afirme pe plan național în ceea ce privește pianul și vreau să-l felicit și pentru ultimele rezultate pe care le-a obținut la nivel național și pentru acest turneu în care a pornit alături de alți tineri și, bineînțeles, și reprezentanții ai școlii și am să-l invit pe domnul profesor ca împreună să dezvelim această plachetă. Așadar, Ștefan, domnul profesor, de o forță. Ah.